Vești bune pentru români. Guvernul a anunțat că voucherele sociale au fost încărcate pentru a doua oară. Sprijinul se acordă românilor cu venituri mici, prin intermediul programului Sprijin pentru România. Potrivit datelor oficiale, valoarea totală a tranșei a doua se ridică la aproximativ 600 de milioane de lei. Conform știri fresh24.ro, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat că a încărcat vineri o nouă tranșă de 250 de lei pe voucherele sociale oferite prin programul Sprijin pentru România. Valoarea totală a tranșei 2 se ridică la aproape 600 de milioane de lei. Banii sunt meniți să vină în ajutorul românilor cu venituri mici pentru a putea face față valului de scumpiri din ultima perioadă. Prin programul Sprijin pentru România se acordă un ajutor de 1000 de lei în 4 tranșe, a câte 250 de lei, odată la 2 luni până la finalul acestui an. Au fost efectuate plățile pentru românii care au carduri și sunt în continuare eligibili. În total, această tranșă va ajunge la aproximativ 2,4 milioane de români și se ridică la aproape 600 de milioane de lei, bani europeni pentru alimente și mese calde. Așadar, de săptămâna viitoare, beneficiarii vor putea utiliza suma, a anunțat ministrul Marcel Boloș. Oficialul a transmis că în următoarele zile, ministerul pe care îl conduce se va coordona cu reprezentanții emitenților de carduri și cei Poștei Române, pentru ca și noi beneficiari să primească aceste carduri cât mai repede posibil. În posesia voucherelor sociale de la stat vor intra mai multe categorii de persoane, români cu venituri mici care nu mai fac față valului de scumpiri la alimente și servicii. Programul Sprijin pentru România îi vizează și pe pensionarii din sistemul public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii sau casele de pensii sectoriale, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1500 de lei. Se încadrează pentru primirea voucherelor sociale persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1500 de lei. De asemenea, sunt eligibile familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 de lei, relatează știri fresh24.ro.